Mai mulți lideri ai minerilor, dar și ai energeticienilor de la Mintia și Paroșeni s-au blocat luni la prânz în sediul complexului energetic Hunedoara și cer un dialog cu conducerea. Motivul este legat de amânarea intrării în insolvența colosului industrial, lucru care pentru angajați înseamnă incertitudine. Ei vor să afle dacă ziua de mâine mai contează și dacă de miercuri vor fi închise sau nu mai multe unități de exploatare a Huilei. Asta pentru că luni a fost amânat până la data de 27 decembrie, termenul în care se va decide intrarea în insolvență a CEH. Având în vedere situația complexului energetic Hunedoara, faptul că nu am intrat în insolvență, liderii de la Muntele și un coleg al nostru de la Mintia ne-am blocat în sediul complexului energetic Hunedoara până va veni directorul general, care este plecat cu o problemă iar la fel de gravă la Mintia. Ne-am blocat până vine să ne dea un răspuns concret cu situația complexului energetic Hunedoara, având în vedere că n-am intrat în insolvență. De pe surse știm noi liderii că există riscul ca în 2-3 zile să se blocheze anumite activități pe linie minieră. Iar noi rămânem pe poziție. Liderii angajaților din CEH spun că se tem pentru ceea ce va urma și doresc doar să li se spună ce le rezervă viitorul. Nu mai putem continua activitatea și la locurile de muncă, dar și nu mai poate complexul nici să respecte contractul colectiv de muncă. Deci drepturile care sunt convenite în contractul colectiv de muncă nu mai pot fi respectate. Sensul giratoriu din intersecția de lângă complexul Jiul din Petroșani a fost desființat, iar luni dimineață șoferii au avut surpriza de a constata că acesta a fost înlocuit cu vechile semafoare. Asta după ce construcția a creat cele mai vii controverse și după ce recent constructorii au și tăiat unul dintre trotuarele din intersecție, cu scopul de a fluidiza traficul. Ar fi urmat să mute și trecerile de pietoni, însă primarul Tiberiu Iacobrizi spune că s-a convins singur de problemele generate și după ce din august circulația a fost mai mult bulversată, acum a decis să desfințeze construcția și să revină la semaforizare. Am reușit să-l repornim, așa cum am promis acum 2 săptămâni. Vom vedea dacă e cea mai bună soluție, dar cred că în acest moment e cea mai bună soluție, având în vedere discuțiile care au fost în legătură cu acest sens giratoriu. Primarul din Petroșani spune că a renunțat la sensul giratoriu și a reparat semafoarele, tocmai pentru a pune punct discuțiilor și a elimina disconfortul pentru șoferii din trafic, dar și pentru pietonii care s-au plâns în repetate rânduri. Aceasta este cea mai aglomerată intersecție din municipiul Petroșani și inițial s-a mers pe ideea că un sens giratoriu ar fluidiza traficul, însă s-a revenit asupra ideii și din această săptămână șoferii și pietonii trebuie să fie atenți la semafoare. Toți cei care au avut de suferit de pe urma inundațiilor primesc marți dimineață banii. Pentru Valea Jiului, potrivit celor de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, se dau la Petroșan la sediul Direcției de Protecție Socială, începând cu ora 10. Aici sunt așteptați toți cei care au avut de suferit de pe urma inundațiilor din vară și care nu au fost despăgubiți până acum, din Petroșan, Petrila, Ninoasa, Vulcan sau Lupeni. Potrivit celor de la Direcția Locală de Asistență Socială, sumele au fost aprobate și hotărârea de guvern a fost publicată marți 6 decembrie în Monitorul Oficial, așa încât acum este doar o chestiune de timp, până ce oamenii vor intra în posesia sumelor cuprinse între 500 și 1000 de lei. Suma totală ce a fost alocată în județul Hunedoara pentru cele 265 de familii este de 1.087.395 de lei din credite bugetare, iar din Valea Jiului sunt 146 de persoane sau familii care vor primi bani. Pentru sinistrații din Hunedoara, banii se plătesc la sediul Direcției de Asistență Socială din Hunedoara, iar pentru cei din partea de nord a județului, respectiv din Deva, Crișcior, Simeria, Orșoimuș, ajutoarele se plătesc la sediul Direcției de Asistență Socială de la Deva. Au reușit să treacă peste tot și acum, în pragul sărbătorilor, au fost premiați pentru longevitate. Sunt oameni ajunși la vârsta senectuții, care au împlinit în acest an o jumătate de veac de la data la care s-au căsătorit, iar unii chiar 6 decenii. Iar pentru că ne sunt exemple, au fost primiți așa cum se cuvine. Ce spun ei însă este de-a dreptul o lecție de viață pentru noi toți. Înecat în lacrimi pentru că și-a pierdut recent consoarta, unul dintre bătrâni a făcut o mărturisire de suflet. Doream ca și tineretul să vadă exact cum am petrecut noi timp de 60 de ani împreună cu soțiile noastre.
cu dragostea noastră. Cine a fost cel mai important lucru? A fost înțelegerea, înțelegerea. Dragostea și dragostea și în bunul Dumnezeu pe care l-a arătat domnul primar. Nu mai vreau să spun mai mult decât nădejdea care ne-a făcut pe noi să fim fericiți în momentul de față, o familie fericită, o familie bună. Mi-a părut rău și vă rog, iertați-mă că în ziua de 10 ianuarie soția mea. Alții însă sunt mult mai fericiți și au sărbătorit împreună, ciocnind un pahar de șampanie și depănând amintiri importante cu iubire. Am avut mult lucru, am lucrat în viață foarte mult și cu asta m-am liniștit și am trăit până acum. Ce le spuneți tinerilor care, eu știu, în ziua de azi nu mai au atâta răbdare? Am recomand ca să lucreze și să fie conștiincios. Într-adevăr, să ne ținem unul la altul, să avem multă încredere unul în altul și, bineînțeles, să nu ne batem joc de muncă. Și eu zic muncă foarte mult pe șantier și peste 45 de ani, așa că asta a fost, zic eu, și pentru corp, și pentru totuși o bună satisfacție și iar pentru familie, într-adevăr, o înțelegere în familie și să fim unul cu altul cât mai înțelegători. Cum ați făcut să depășiți inevitabilele momente grele? Ce să vă spun, au fost destule, dar m-am gândit că să nu le bag mult în seamă, nu le-am băgat mult în seamă, am trecut peste ele și, bineînțeles, tot revin la aceeași problemă prin dăruirea care am făcut-o totuși în muncă. Am reușit să trec peste toate obstacolele, că au fost destule. Rețeta de fericire este întotdeauna să fii sincer, să nu minți persoana iubită de lângă tine. Dacă o minți, pierzi în viață. Cine trebuie să lase de la el, bărbatul sau femeia? Ambii, și soțul și soția trebuie să lase de la el. Adică e o înțelegere reciprocă, dacă nu este asta, nu merge viața. Și rețetele pot continua, dar poate mai presus de toate sunt copiii. Fiecare dintre cei premiați și-a lăudat copiii și i-au considerat motivul existenței lor. Însă ce le transmit copiilor este și mai important. Când ajung părinții la 50 de ani de căsnicie, cum se simt copiilor? Se simt copleșiți de emoție, așa cum sunt eu acum. Și își doresc să-i aibă cât mai mult timp alături. Și simt că au în fața lor un exemplu de viață trăită în armonie și înțelegere. Aș putea să spun despre părinții mei că cred că o viață întreagă au mers după acest moto al lui Robert Frost, viața e doar viață de-a purul trăită împreună. Aripă lângă aripă și vâslă lângă vâslă. Este valabil pentru ei și sunt foarte fericită că mă aflu astăzi alături de ei într-un astfel de moment. Viața le-a dat puterea să meargă mereu împreună și fiecare a fost premiat pentru asta. E un moment important pentru comunitatea noastră, pentru că, așa cum ați văzut, în fiecare an avem în jur de 50-60 de cupluri care sărbătoresc această frumoasă vârstă de 50 de ani sau 60 de ani de căsnicie. Un model pentru noi toți și dacă e să ne uităm la evoluția fiecărei familii în timp, ne dăm seama că, de fapt, greutățile pe care noi le avem astăzi sunt mult mai mici decât greutățile pe care ei le-au avut. Fiecare cuplu care a împlinit 50 de ani a primit câte 300 de lei, dar și un cadou de la primărie, iar cei care au 60 de ani au primit câte 500 de lei.
Moș Crăciun există și tuturor ne place să credem asta. La fel se întâmplă și cu cei mici, care au încercat în fel și chip să și-l imagineze. Așa a ieșit o expoziție națională, în cadrul unui proiect denumit generic Lada de Zestrea Românilor. Expoziția este la grădinița din partea de nord a municipiului Petroșani, acolo unde cei mici își țin acum sărbările de Crăciun și unde vine însuși Moș Crăciun, iar lucrările vin din 15 județe. Am avut 360 de participanți din toată țara, care au fost coordonați de 130 de cadre didactice și cu aceste lucrări noi am realizat o frumoasă expoziție în sala festivă. Copiii așteaptă întotdeauna și cred foarte tare în magia Crăciunului. Există păreri acum în ultima vreme că poate mai devreme decât trebuie să le spunem copiilor că Moș Crăciun e o poveste. Dacă ne gândim bine fiecare dintre noi, așa, într-o cămăruță secretă a sufletului, dorim ca Moș Crăciun să existe. Chiar dacă știm noi partea aceea a poveștii în care lucrurile pot fi discutate și altfel, copiii îl așteaptă cu foarte multă încredere pe Moș Crăciun. Moș Crăciun vine și vine la toți copiii, mari și mici, cu minți sau nu tocmai, iar expoziția națională cu lucrări minunate poate fi admirată la Petroșani în cadrul sărbărilor și, bineînțeles, în prezența lui Moș Crăciun. Promovăm aceste tradiții care vin din moș strămoș, care sunt până la urmă universale, pentru că Moș Crăciun nu este numai obiceiul nostru românesc, el se află pretutindeni în lume și copiii îl trăiesc cu aceeași intensitate peste tot. Or, în momentul în care le propui copiilor în așteptarea Crăciunului să realizeze diferite lucrări, fiecare la ce se pricepe, o pictură, un colaj, un desen frumos, ei se implică cu tot sufletul. Și la încheierea acestui proiect, copiii au participat în sala festivă, au admirat lucrările copiilor din alte județe care ne-au fost trimise și au avut chiar păreri personale despre ceea ce au văzut. Și cred că lucrurile acestea sunt bune pentru sufletul celor mici și pentru părinți și pentru cadre didactice. Toți cei care au avut de suferit de pe urma inundațiilor primesc marți dimineață banii. Pentru Valea Jiului, potrivit celor de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, se dau la Petroșan la sediul Direcției de Protecție Socială, începând cu ora 10. Aici sunt așteptați toți cei care au avut de suferit de pe urma inundațiilor din vară și care nu au fost despăgubiți până acum, din Petroșan, Petrila, Ninoasa, Vulcan sau Lupeni. Potrivit celor de la Direcția Locală de Asistență Socială, sumele au fost aprobate și hotărârea de guvern a fost publicată marți 6 decembrie în Monitorul Oficial, așa încât acum este doar o chestiune de timp, până ce oamenii vor intra în posesia sumelor cuprinse între 500 și 1000 de lei. Suma totală ce a fost alocată în județul Hunedoara pentru cele 265 de familii este de 1.087.395 de lei din credite bugetare, iar din Valea Jiului sunt 146 de persoane sau familii care vor primi bani. Pentru sinistrații din Hunedoara, banii se plătesc la sediul Direcției de Asistență Socială din Hunedoara, iar pentru cei din partea de nord a județului, respectiv din Deva, Crișcior, Simeria, Orșoi-Muș, ajutoarele se plătesc la sediul Direcției de Asistență Socială de la Deva.